punctul nostru de vedere nu poate candida, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru că dânsul este suspendat până la convocarea noului Consiliu Județean. Noul Consiliu Județean se va alege în cadrul conferinței județene și ca atare practic este imposibil. Statutar vorbind. Membru de partid. 20 de localități din județ și-au desemnat liderii organizațiilor din teritoriu. Secretarul general Cristinel Dragomir și vicepreședintele Mircea Dobre vor să-și continue mandatul pe aceleași funcții. Nu voi candida la președinție. Voi candida tot la funcția de secretar. Eu v-am mai spus asta, că nu mă interesează funcția de președinte. Și dacă voi candida, voi candida la funcția de secretar. Și chiar eu consider că eu personal consider că mi-am făcut și treaba de secretar al partidului și că pot să-mi o fac în continuare.